doar câteva cuvinte pentru a felicita acest profesor minunat, acești copii noștri. Trebuie să recunoaștem că nu este ușor să faci o revoluție în câteva zile și să și câștigi. De asemenea, n-a fost simplu să-i batem pe romani, pe turci, pe paiazii. Toți acești copii au făcut un front, au trecut prin toate momentele eroice ale neamului nostru. Și asta cu ajutorul dumneavoastră și acestor cadre didactice minunate. Eu le mulțumesc foarte mult, în primul rând, copiilor, că au avut această răbdare de a marca un moment care trebuie să contureze identitatea noastră spirituală și culturală, fără de care sănătatea mentală este pusă în pericol. Este un moment pe care noi vrem să-l marcăm undeva în inima lor pentru a păstra aceste jaloane care ne fac atât de frumos și de deosebiți în istoria universală. Încă o dată mulțumim din toată inima cadrelor didactice. Pentru cele bune noi aplaudăm și le punem în metadie. Pentru cele care nu au fost bune, adică în sunet și toate celelalte pe care noi nu le-am apreciat corect, avem în paratrezele pe care trebuie să trăiam toate criticile, dar nu avem să alta mulțumim lui Dumnezeu că a fost posibil acest moment și vă mulțumim dumneavoastră că ați avut răbdarea să rămâneți cu noi la sfârșit. Încă o dată tuturor mulțumim, doamnei director Ana Petre, care a avut discreția, tactul, dar și exigența necesară pentru a face posibil acest moment minunat. Încă o dată mulțumim tuturor, felicitări copii!